vă aduc aminte că din start au fost cheltuiți 78,5 milioane lei pentru petrecerea licensământului. A fost solicitat suplimentar încă 8 milioane de lei pentru a putea duce până la capăt acest lucru. Dincolo de aceasta, mi s-a raportat că există o marjă de eroare. Am consultat specialiștii și mi s-a spus că atunci când se petrece recensământul, în general, nu există marjă de eroare. De aceea, dincolo de faptul că nu știm cât de veridice vor fi aceste date, noi nu avem nici rezultatele cele care la care am convenit pe parcurs. Datele prelucrate prin introducerea, procesarea datelor anchetei de control. De asta o să vă rog să-i transmiteți domnului Gospodarenco. În 3 zile eu aștept o explicație foarte clară, dar nu așa precum a fost prezentată și ancheta de control, pentru că dacă nu sunteți în stare să prezentați o anchetă, cel puțin, atunci să vă prezentați demisia. Asta o să fie rezultatul pe care eu îl aștept pentru 3 zile. Și am avut o înțelegere de la bun început că asta va fi parcursul tuturor care vor avea o abordare foarte superficială.